Doamnelor și domnilor, bună seara! Și bun găsit la Flash Monden! Este marți, trei ceasuri rele, nu, dar... primul ceas rău este dacă nu ți-ai revenit cu vocea încă. Asta da, este. Da, dar uite cum începe Flash Monden și toate ceasurile se transformă din rele în bune. Ce? Ți-a furat ceasul? Nu l-am la mine, nu, nu. De acum încolo toate bune să se adune, da, cele încet. Rele să se spele, că a venit brigada de distracție să vă facă seara frumoasă. Nu, n-am așa bine că distracție are micuța de ea. Cât optimism, bă, cum ai numai fir, mai puțin și și roiesc lacrimile de emoție ascultându-te cum avea un firicel de glas mai ei. Mă rog, vă spun sincer, mi-e și frică să nu ne luăm zborul pe aici în platou, că vorba aia atât de entuziast suntem. Hai mai bine să vedem titlurile ediției, pe poate zbori de aici, firai tu să fii. Nu știu, te duc cu avionul cu reacție, că mă și enervez. Eu am mai zburat și din alte părți. Fostul europarlamentar Petru Luhan a spus marele da și a jurat iubire pe veci iubitei sale. Nunta a fost desprinsă parcă din filme, iar luna de miere au petrecut-o tocmai în Maldive. Avem imagini și declarații în exclusivitate. Nicoleta Nucă face nuntă mare ca în povești, departe de sarmale și aplauze la friptură, tocmai în Insula Capri. Aflăm toate detaliile în această seară. Internetul le aduce milioane și îl duce în topul bogaților lumii. Doar o postare le umflă conturile cu multe zerouri. Cine încasează cel mai mult, vedem la Flash Monden. A fost nuntă cu mare ștaif în lumea bună a capitalei. Fostul europarlamentar Petru Luhan și-a pus piros triile cu o frumoasă directoare de bancă. Bineînțeles că toată protipendada Bucureștiului a spus da la petrecere, unde nașa-au fost omul de afaceri Viorel Cataramă și soția sa, medicul Adina Alberts. De la nuntă nu a lipsit nici Ana Maria Prodan. Avem imagini în exclusivitate cu cei doi miri care tocmai ce s-au întors din luna de miere din Maldive. Nuntă mare de s-a dus buhul în tot showbizul. Fostul politician Petru Luhan s-a recăsătorit cu o tânără directoare de bancă, frumoasa Cristina. Nașii de cununie au fost nimeni alții decât afaceristul Viorel Cataramă și soția acestuia, Adina Alberts. Oaspeți de seamă, am avut oameni care ne sunt dragi și apropiați sufletului nostru. Nu am vrut să facem mare alai, ci am vrut doar să avem pe cei dragi aproape și să-i facem pe ei să se simtă bine alături de noi. De bucate s-au ocupat alții care se pricep mai bine decât noi, oameni care chiar au dansat alături de noi, s-au distrat toată seara și asta conta pentru noi foarte mult. Cum câți invitați așa au fost? Peste 200. Și au venit din 6 țări, am calculat noi împreună, ba chiar și de peste ocean. Aveți nași celebri. Cum i-ați ales? Ei ne-au ales pe noi. Ne bucurăm foarte. Domnul Cataram. Eram la distracția de Revelion, cred că, nu? Și am, mă rog, vorbit printre altele de faptul că am hotărât să mergem pe aceeași cale împreună. N-am terminat propoziția, iar ei au spus, noi vom fi nași.
La petrecerea de neuitat au curs râuri de șampanie, iar invitații de primă mână din showbiz n-au lipsit. Atmosfera a fost întreținută de Margareta Clipa și Loredana Groza. De departe însă, dansul mirilor a fost senzație. Cei doi îndrăgostiți au făcut spectacol pe ringul de dans. Cadoul de nuntă a fost și el unul consistent și a lăsat-o pe mireasă fără cuvinte. Nașul a contribuit semnificativ la costurile nunții și mai mult decât atât putem spune că au fost alături de noi și din punct de vedere organizatoric și cu sfaturi. Câți copii vă doriți? Trei. Trei. Acum să vedem ce... Fetițe, băieții, combinații. Și. Subscriu. Amândoi provenim din familii tradiționale. Amândoi am crescut cu sistemul ăsta de valori tradițional și amândoi vrem să-l transmitem mai departe către copiii noștri. După așa o nuntă, mirii noștri au zburat tocmai în Maldive. Departe de mâncare și numără dumicații, dar când văd un anumit preparat, li se încețoșează mintea. Care sunt preparatele la care vedetele nu rezistă? Aflăm imediat la Flash Mondain. A fost cerută de soție la Istanbul, iar nunta o va face în insula Capri. Oare cine-i norocoasă? Nicoleta Nucă, cea care detestă tradițiile românești, așa că la nunta ei nu o să găsești firimitură de sărmăluțe prin farfurie, numai meniu a la carte. Ah, dar unde ziceai că e? În Capri. În aha. Capri. Păi și nu ne ducem și noi? Păi dacă n-are sarmale. Că eu dacă nu sarmale și de astea, sincer, să fiu un anchef da, de nunt. Da, dar mergem și noi să vedem ce au la masă acolo. Și acum eu zic că dacă ne ducem acolo, batem atâta cale, nu ne-o trimite acasă imediat, a? Cât e dacă vă? Cât mergem? Dar ne-am invitat? Nu, dar lasă. Nu știu. Cât să dăm Capri? Nu știu. Nicoletei Nucă nu-i mai place România. A fost cerută de nevastă de către logodnicul ei, Alex Ursache, anul trecut pe o barcă pe Bosfor, iar acum se pregătește de nuntă tocmai la Capri. Când o să fie până la urmă nunta? Nu încă. Nu. Vreau ultima dată ceva, că prin Italia ai vrea ceva așa frumos. În continuare, locația a rămas Italia, dar nu n-am stabilit încă o dată. Dacă nu se știe data nunții, măcar se știe ce mănâncă la nuntă. Se pare că Nicoleta a stabilit meniul a la carte, nici să nu audă de sărmăluțe. Ce meniu o să avem? O să avem burger, nu cred. Nu, dar cu siguranță ar fi ceva foarte versatil, probabil meniu a la carte totuși, pentru că vreau ca fiecare să se bucure de masa respectivă, de ceremonia respectivă, să îi placă ceea ce mănânce. Nu vreau să-i bag forța mâncarea pe care vreau eu să o mănânc. Mi se pare foarte urât. Adică nu-mi place chestia asta de cele mai multe ori la nunți. Faptul că există o alegere foarte limitată și ești nevoit să mănânci acele două chestii. Adică sărmăluțe neapărat? Nu o să fie sărmăluțe, nu, nimic tradițional. Acum că e la casa ei, Nicoleta Nucă recunoaște că e gospodină și chiar îi place să-și pună în practică talentele de șef. Ce gătește Nicoleta Nucă cel mai bine? Am câteva preparate. În primul rând îmi ies
genial cartofii la cuptor, dar nu știu cum reușesc, ceva nemaivăzut îmi iese. Ai așa o rețetă specială? Nu, nu am o rețetă specială, cred că îi fac cu foarte multă dragoste. Pe lângă asta îmi iese foarte bun chili con carne. Eu gătesc foarte curat. La mine nu, în casă nu există găteală cu prăjeală foarte multă, cu ulei mult, cu fiertură, nu știu, chestii din alea ciudate, grase. Deși arată mai mereu țiplă pe la evenimentele mondene, și vedetele noastre au plăcerile lor vinovate, mai ales atunci când vine vorba de mâncare. Vai, vai, să nu încep eu, că nu termin lista nici până mâine. Fiți la tine mă gândeam, chiar vreau să te întreb. Tu de gurmandă și de pofticioasă ai făcut, mă rog, Bart of Cooking? Păi tu ce crezi, măi, Cove? Ador să gătesc, ador să mănânc. Momentele când mă așez la masă sunt fericire pentru mine și nu sunt singura. Multe vedete nu se pot abține de la bunătăți, chiar dacă asta înseamnă de cele mai multe ori câteva kilograme în plus. Și apoi să vezi chin la sala de forță, să vezi chin la cycling unde merg, să vezi chin la pilates, da, și mânca o salată de băf făcut cu chifteluțe fierbinți de numă. Când vine să plâng. Sau niște icre, da, așa cu ceapă cine roșie. Cui nu rezistă în materie de delicatese culinare și mai ales care este mâncarea preferată a vedetelor, aflăm chiar acum. Apropo, a ta care este mâncarea preferată? Ți-am zis salată de băf, chifteluțele făcute în cuptor calde, supa că deja de orice ciorbe, borșuri, supe, deja e cremă de zahăr ars, hai să vedem. De pasăre, găluște cu prune. Să vedem materialul următor, vă rog. Livia mănâncă foarte mult, Livia aduce o cură de îngrășare. Să știe toată lumea că mă chinui, sunt o victimă. Degeaba mănâncă, nu se pune nimic pe mine. Deci dacă are cineva o soluție, nici nutriționiștii n-au găsit o soluție ca eu să pun ceva pe mine. Și uite, sunt slabă, moartă. Toată lumea zice că nu mănânc nimic și dimpotrivă, mănânc. Iar mâncarea mea preferată e dintotdeauna mâncarea italienească. Paste, pizza, tot ce vrei, vino să nu te lovească. Așa, aia zic și eu. Paste, pizza, lasagna, caneloni și le și fac. Le și mănânc de la restaurant. Tu le faci, tu le mănânci. Eu le fac, eu le mănânc, le mănâncă și Renata, doar că Renata e un pic invers decât mine. La ea e o cură de... Slăbire. Un pic așa, că a luat un pic de proporții toată iarna, că a mai stat mai mult în casă și toți copiii se îngrașă un pic iarna și acum încercăm să dăm jos, reducem ciocolata. Mănâncă mama ciocolata. Mâncarea mea preferată. De la ce nu te poți abține? Îmi plac foarte mult pastele și îmi place orezul, uite, risotto, îmi place foarte tare. De la lucrurile astea nu mă pot abține. Nu sunt genul de om care să iubească foarte mult grăsimile, așadar nu am alte lucruri interzise. Pot să trăiesc fără cartofi prăjiți, bine, mersi, și dar când vine vorba despre pizza, paste, orez, mai greu. Mă mai răsfăș eu cu tot felul de lucruri, dar s-a creat un echilibru în an și nu mai simt chiar așa, ca pe un regim din ăsta drastic sau ceva. Sunt o mare gurmandă și atunci e foarte greu să mă când îmi complici viața dacă îmi cer să aleg o singură chestie. Pentru că eu, în general, sunt pentru mâncarea bună, adică gustoasă, dacă e gustoasă, orice. Mâncarea preferată, care îți place cel mai mult? Băi, fiind atât de gurmand, e greu să ai doar o mâncare preferată, știi? Dar îmi plac mult fructele de mare. Baghetele. Da. Pastele, da. Pizza. Pizza, 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 pizza. Cu salam, cu ce? Fără peperoni, fără nimic, cu brânză de bufala și cu busuioc. Mua! Bunii mei, treaba devine cât se poate de serioasă. Aveam și noi un sport în care eram regi și cu care doamnele nu prea empatizau și iată cum se bagă și aici. Ce să mai... Cove. Da. Cove. Tu trebuie să înțelegi așa, noi femeile suntem peste tot. De noi nu veți scăpa niciodată și dacă stai să te gândești, bine, pe nici nu v-ați dori asta, nu? Sincer. Nu, dar chiar și la fotbal. Și de ce nu? Chiar și...
un fotbal, dragii mei. În seara aceasta vă prezentăm pe cea mai sexy fotbalistă din lume. O cheamă Ana Maria Markovici, are 22 de ani și pe rețelele de socializare este regină. Da, acum să nu fiu cărcotaș. Ana Maria, hai de capul. Ce al ei, al ei. Dar ca să privim partea plină a paharului, fiecare cu terenul lui. În acest domeniu, fetele cu fetele, băieții cu băieții. Vezi cum sunteți? Cum? Adică unii trageți cu ochiul pe terenul unde joacă fetele. Adineori ziceai că are ce are al ei, dar acum nu mai ieși cu fetele pe teren. Eu zic să vedem materialul și îmi zici după dacă n-am dreptate, că chiar merită să joace și fotbal. Se mândri. Nor face ei performanțe majore în fotbalul masculin, dar la capitolul fotbal feminin dau clasă întregii planete. Iar numele succesului este Ana Maria Markovic. Are doar 22 de ani și este o împătimită a fotbalului. La cum arată, ar putea liniștită să-și asigure existența din modeling, dar ei îi place în teren, acolo unde adrenalina atinge uneori cote maxime. E titular în echipa națională de fotbal feminin a Croației, are rolul de atacant, iar când intră în teren, suporterii sunt în delir. Și nici pe rețelele de socializare nu o duce rău deloc. Numărul urmăritorilor crește văzând cu ochii, iar asta nu o supără deloc. N-a fost totul doar lapte și miere, deși n-a primit niciodată un mesaj negativ. Dar a avut surpriza să afle că lumea care o admiră sau cu care intră în contact nu e mereu plină doar de bune intenții. Mulți oameni mi-au scris pretinzând că sunt manager, iar eu știu exact ce vor de la mine. Ei nu m-au văzut niciodată jucând fotbal și au luat în considerare doar aspectul fizic. E mare păcat. Cred că astfel de oameni ar trebui să se intereseze și să vadă ce pot face pe terenul de fotbal. Au fost și mulți care m-au făcut să cred că sunt drăguță doar pentru a încerca să facă bani de pe urma mea în social media. O vorbă din bătrâni spune că o femeie e ori frumoasă, ori deșteaptă, dar iată că Ana Maria le are pe amândouă. Nu se lasă ușor păcălită și de la drumul ei nu se abate orice ar fi. Dar succes pe toate planurile! Din două clicuri și o poză devin milionari. Cine sunt bogații lumii din postările pe internet? Vedem imediat după publicitate la Flash Monden. Da? Ia, ce le spunem oamenilor? Atât vă spunem. Surorile Kardashian sunt foc de supărare că nu sunt primele în top. Oare le-am luat noi? Le-am luat noi, zic. Sigur le-am luat noi. Hai să vedem. Am revenit, urmăriți Flash Monden, clanul Kardashian este cu unghia în gât de supărare și nici nu sunt sigură dacă fetele acelea mai dorm bine noapte. Dar ce s-a întâmplat, dragă, de data asta? Ehe, nu mai sunt primele în ceva așa cum sunt obișnuite. Ai văzut și tu cum vor ele să eclipseze pe toată lumea, să fie cele mai, să epateze, să se scalde în averi și bogății. Bine, să scalde nu e problemă de asta, dar este cineva care o face mai pe lux. Hai de mine, dar să mă ia cu inima și alta nu. Dar cine a îndrăznit, dragă, să le supere pe fetele astea? Uită-te și tu cum Cristiano Ronaldo îndrăznește să câștige mai mult decât Kylie Jenner din postările pe rețelele de socializare. Nu pot să cred așa ceva. Cum, mă? Fotbalistul care a muncit pe brânci pentru statutul lui, pe-a îndrăznit el să o surclaseze pe doamna aia care arată bine. Hai și atât? De... Nu se face. Uite că așa se face și îi mai suflă și alții în ceafă fetei lui Kim Kardashian și lui Kylie Jenner. Și serios că e cam tensionată situația, ar trebui să... Nu sunt de acord. Construit cariere de succes, n-au probleme cu banii, dar i-au atras și rețelele sociale. Așa se face că au devenit mai bogați decât și-ar fi putut imagina vreodată. Comunitățile lor de fani sunt impresionante, iar la o singură postare li se umflă conturile. Surorile Kardashian au făcut avere din Instagram, iar mai apoi au investit banii cu cap. De acum, trei generații pot trăi fără să miști un deget. Dar nu mai sunt reginele rețelelor sociale. De
De departe, cel mai bine plătit star internațional e Cristiano Ronaldo. O reclamă sponsorizată, postată pe contul său, poate să coste chiar și 1,2 milioane de lire sterline. Impresionant, nu? Îl prinde tare din urmă The Rock. O postare sponsorizată pe contul lui Dwayne Johnson costă 1,1 milioane de lire sterline și același tarif îl are și Ariana Grande. Și Selena Gomez e în topul preferințelor. Un click și îi intră în cont puțin peste 1 milion de lire sterline. Kardashian e tare activă în mediul online și asta a îmbogățit-o. La o postare sponsorizată câștigă și ea puțin peste 1 milion de lire sterline. Sumă deloc de neglijat, nu? Ceva mai prost, dar să fim serioși, bine de tot stau și Messi sau Beyoncé. Ce? Peste 800 de mii de lire sterline sunt bani de aruncat? Nici pe departe. Acum totul depinde de câte postări fac pe lună. Dar să nu fim îngrijorați, nu trăiesc doar din asta, deși ar putea să o facă liniștiți. E, uite, vezi, cumva ușor, ușor să face dreptate și în lumea asta a internetului, dragă. Și eu sunt de acord cu tine. Că ea n-a șutat la fel de mult cum a șutat Ronaldo, ea n-a dat atâtea goluri, ea n-a tras la poartă așa cum... Să facem diferență între performanță, așa, și... Că vorbim de performanță sportivă, că vorbim poate de o performanță artistică, că vorbim de performanță în general și genul de personaje, de... Păi și are o performanță. Care? Are cel mai mare bombeu din lume. E o performanță și asta, dar poate... Au și altele. În fine, să nu ne luăm din asta că e și hai, nu, că ia, chiar. Ce veni mie acum da, cu fetele astea? Lasă-l și eu mă bucur că e Ronaldo pe primul loc pentru că merită. Lasă-l pe chichi. Asta zic, să fie sănătoși și dacă o fi nevoie, Ronaldo, dacă ai nevoie de ceva, de masior, de ce, eu mă bag să... Pe mingea sau ce? Ceva, da, păi cât să... Să-i fac pozele alea de le pune el pe Instagram. Asta e. Hai să-i trimite pe Insta. Îi trimit CV-ul meu. Sigur ne citește. Da, sigur îl citește în limba franceză. Să aveți o seară minunată, ne vedem și mâine tot aici la Flash Mondain. O seară minunată! Toate cele bune! Acest program este disponibil și pe Prima Play.